Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! Dragile mele, azi este joi și ca de fiecare dată am venit să vă prezint meniul zilei. Ce-a mai făcut mama de mâncare astăzi? Ia să vedem noi ce-am pregătit fetele lui mama aici. Aici am pregătit o oală mare cu ciorbă, vedeți leușteanul cum plutește deasupra. Vedeți, alte ori vă dă impresia poate că mâncarea este grasă. Nu este grasă, dragile mele, deloc. Se vede, uitați, în consistența ei, uitați. Eu am pus câteva zări de ulei deasupra, așa, că multă lume zice că e grasă mâncarea, e derutată de pe internet. Nu este adevărat. Uitați, este limpede ca cristal, uitați, uitați cum e. Nu e grasă absolut deloc, e limpede, limpede. Eu am pus câteva zări de ulei deasupra și aceste zări de ulei vă derutează, vă dă aspectul că este gras. Câteva zări pentru a pune acest leuștean verde deasupra pentru a se menține verde și parfumul lui proaspăt. Asta e. Ați văzut că are, vedeți, dacă dăm zările astea un pic de ulei, uitați, ea este chiar, nu este grasă deloc, vedeți? Ia uitați, e limpede ca cristalul. Bun. Aici am făcut o minunată ciorbă de, uitați, de carne, de costiță afumată, dragele mele, cu toate legumele, cu tăițel de casă. A ieșit un borș spectacol, un borș minunat, dragele mele, magnific. Uitați ce tăiței frumoși. Hei, o doamnă zicea odată că ăștia sunt tăiței, tot pe Facebook, din prietene că sunt de la supermercat. O să ducă doamna să cumpere acești tăiței de la supermercat, așa cum arată ăștia. Să văd, găsește așa ceva la supermercat. Ăștia sunt tăiței, dragele mele, făcuți în casă. Vedeți, se văd clar. Vedeți? Tăiței făcuți în casă, care îi facem zilnic cu ouă proaspete. Uitați! Uitați cum arată! Vedeți? Se cunoaște textura. Vedeți? Destul de bine. Bun. Deci această minunată de oală de ciorbă de, vedeți, costiță afumată. Foarte, foarte gustoasă. Vedeți ce bunătate este aici. Ce bucăți generoase am pus aici. A, uitați fetele lui mama. O, bunătate. Vedeți ce aici? Bun. Și cu ardei, uite, o minunăție. La felul 2, dragele mele, am făcut o oală cu ghișghicitoarea mea, cu musaca. Musaca de cartof, vedeți, cu carne tocată. Vedeți? A ieșit o musaca foarte bună, am pus și smântânică, am pus și un pic, ca să-i dau un pic de culoare, de bulion de ardei și a ieșit magnifică, foarte, foarte gustoasă. O musaca cu un pic de... am să vă povestesc, am să vă dau rețeta pe YouTube cum se face musaca, deci cu carne tocată. Așa, am făcut o oală de musaca minunată, dragile mele. Bun, am făcut această musaca care se servește cu castraveciori și gogoșari la oțet. Iar ca desert am făcut aceste minunate clătite cu marmeladă de prune. Prune proaspete din grădinuță. Ce să vă mai zic, dragile mele? Cam atât pe ziua de azi și ne mai auzim mâine. Pupici dulci și o zi binecuvântată. Aveți nevoie de rețete? Vă duceți pe YouTube că vă dau mai multe rețete, câte doriți voi. Pupici dulci și o zi frumoasă vă dorește mama. Să auzim de bine!